bine ați revenit pentru a treia prezentare cu cel de-al treilea speaker. Este Dragoș meu, este performance manager la Cubis Interactive și astăzi va vorbi despre etică în performance media. Dragoș? Se aude? Nu știu dacă se aude sau... Se vede mai bine. Acum se aude. Bun, perfect. Tema ediției de astăzi era despre legislație. Da? O să vorbesc despre etică. O să vorbesc despre legislație. Aparent, legislația nu este așa de sexy. Lumea se ocupă ce abordăm doar subiecte foarte sexy. Tocmai de aceea o să vorbim despre etică, dar bineînțeles în mina legislației. Pentru că atunci când vorbim despre legislație, există vorba asta că unde e lege, nu-i tocmai. Ori e albă, ori e neagră. Adică ori ai încălcat legea, ori nu ai încălcat legea. Nu există situație de mijloc. N-ai cum. Ori respecti legea, ori ești în afara legii. Totuși, există această zonă de etică, această zonă gri, unde sunt permise anumite lucruri, nu sunt neapărat recomandabile. Poate nu sunt neapărat ok, poate nu dorm bine noaptea, nu sunt neapărat ilegale, nu sunt în afara legii, dar nu sunt nici în lege. Sunt undeva la mijloc, sunt într-o zonă așa un pic gri. Și o să vorbim astăzi despre etică. Și o să vorbim despre lucrurile care sunt ok să se întâmple și lucrurile care nu sunt ok să se întâmple. Cum ar fi, de exemplu, pop-up-urile, pop-andelele și așa mai departe. Se practică și acum. Sunt ok, sunt etic să folosesc în strategia mea de performance media, să zicem, sau un mixul meu de promovare, să folosesc pop-up-uri care apar poate peste conținut, nu mai văd conținutul. Ok, sunt un publisher, am conținut, public conținut, dar am foarte multe banere, astfel încât utilizatorul când ajunge pe site îi ia 5 minute doar ca să ajungă la conținut. Și atunci vede că conținutul respectiv este doar un paragraf și a fost furat de către titlu. Deci, în principiu, despre asta aș vrea să vorbim, despre etică, despre lege, cutumă și etică. Sunt trei lucruri diferite care, în partea juridică, sunt tratate diferit. Când vorbim de digital, sunt un pic amestecate. Legea este clară, da? Regulă imperativă stabilită de autoritatea supremă. Când vorbim de autoritatea supremă în performance media, vorbim de platformele de advertising, da? Cei care conduc platformele de advertising. Da? Cutuma este o normă de drept consfințită printr-o practică îndelungată. Spune acolo consuetitudine obicei. Este un obicei construit. Din păcate, în digital lucrurile stau un pic diferit. Digitalul evoluează foarte mult și legile apar după cutume. Întâi sunt obiceiurile construite, după care apar legile, care legile încearcă să standardizeze și să normeze anumite practici, cum se întâmplă anumite lucruri. Gap-ul apare atunci când obiceiul este înrădăcinat mai repede ca legea. Obiceiul este deja construit, deja se fac campanii într-un anumit fel și mai apoi apare legea, care poate legea chiar interzice lucrul respectiv, dar există obiceiul construit de marketer, de cei care fac campanii, nu că funcționează, mi-aduce rezultate, este ok. Și atunci, practic, apare discuția legată de etică. Etica, care este un ansamblu de norme în raport cu care un grup uman își reglează comportamentul pentru a deosebi ce este legitim și acceptabil în realizarea scopurilor. Cu accent pe morală. Este o chestie foarte, foarte subiectivă și este vorba de alegere. O alegere pe care o faci. Alegi să mergi în zona albă sau te duci on the dark side. Este o alegere pe care o faci. Poți să dormi liniștit noaptea, poți să ai rezultate foarte bune, alegând the dark side, dar nu știu neapărat dacă este etic, în definitiv, să alegi acele soluții de promovare. Și o să încercăm să vorbim astăzi despre 7 probleme de etică. Am văzut la prezentarea Ramonei că sunteți cu chef foarte mare de dezbatere. Este perfect, pentru că
Sunt 7 probleme de etică și sunt în principiu 7 subiecte pe care mi-aș dori foarte mult să le dezbatem împreună, nu să fie un simplu monolog. Bun. Și acum să mă prezint. Dragos meu este numele meu. Sunt performance media manager la Cubis. Experiență de 7 ani în zona de performance media. Am lucrat pe undeva la peste 150 de clienți diferiți din peste 100 de domenii de activitate diferite. Peste 1,5 milioane de euro bugete gestionate. Trainer regional Google. Bun. Prima problemă, primul subiect de dezbatere. Trademark și licitație, licitarea pe concurență. Legea. Ce spune legea? Aici este un exemplu. Am căutat consilierii, un anumit brand de fashion masculin. Primul rezultat plătit, campania de brand protect consilierii, după care mai jos concurența care licitează pe cuvântul, consilierii, da? Pe brandul concurență. Este ok? Este legal? Da. Este permis să faci o campanie pe cuvinte cheie care reprezintă concurența atât timp cât nu folosești numele competitorului în anunțuri. Costume Tudor Taylor, ținute cu stil pentru bărbați, pentru bărbați model, alege un costum pe măsura ta. Made to measure, cadrat de realitate, costume personalizate. Bun. Ok. Deci am folosit consilierii. Este ok. Conform legii, respectă cadrul legii. Nu folosește numele brandului competitor în anunțuri. Cutumă. Era un obicei foarte, foarte bine rădăcinat cu aceste campanii pe concurență. Mă afișez pe toate cuvintele cheie posibile și imposibile din domeniul meu de activitate. Tot ceea ce mi-a mai rămas sunt cuvintele cheie legate de concurență. Atacăm. Mergem și acolo. Din această perspectivă, s-au dezvoltat foarte multe astfel de campanii și pe concurență, dar care poate nu au avut neapărat cele mai bune rezultate. De ce nu au avut cele mai bune rezultate? Poate pentru că ești irelevant. Omul care a căutat consilierii, da? Vorbim de marketing bazat pe intenție. Intenția utilizatorului era să ajungă pe consilierii. Dacă mai sunt anumiți happy clicker care dau click pe primul link, să zicem că primul link ar fi fost Tudor Taylor, ajung pe site și poate își dau seama, wow, stai că nu este ca giful acela cu John Travolta, știi? Stai un clipă că nu este site-ul pe care eu îl căutam. Da? Și atunci ies de pe site-ul respectiv. Așadar, plăteau și un cost pe clip destul de mare și, în definitiv, nu era o campanie performantă. Voi ce ziceți? Ideea e că sunt o campanie Quality Score 3. Quality Score 3, într-un caz optimist. Un bit de, într-un caz optimist 3, că găsește ceva acolo. Așa, ok. Bun, plătești foarte mult. Da, și după aceea îmi show due to quality, low quality score. Ok, și ce din urmă o să ieși din licitație. Alte păreri legate de a licita pe concurență? Te rog. Poate fi făcut un pic altfel. De exemplu, am avut o campanie pe care, pe cuvântul Tedeman, textul era sau este mai ieftin la noi. Ok. Și acolo a prins un pic, bă. Până a dat un pic bugetul, pare că scopul era ok. Ok, am înțeles. Dacă se poate pune un pic... Un gag, așa. Ok, da. Bun. Da, imediat, Florin. Te rog. Da, cred că nuanța aici e mesajul. Depinde cu ce mesaj te duci. Dacă ești new entry în domeniul respectiv de activitate și te folosești de numele unui competitor mare, cred că o idee bună, apropiat de ce spuneai tu, este să spui care e avantajul tău competitiv față de el. Nu folosești numele lor, îți asumi că ai un quality score foarte mic și un eventual click te va costa mult, dar te folosești de numele unui competitor mare ca să spui, băi, uite, sunt și eu în domeniul ăsta de activitate, fac chestia asta. Ok, poți să vezi ca potențial de new entry, da? În cazul în care ești un new arrival pe piață, poți să abordezi așa. Florin? Ok, întrebarea se referă la faptul dacă e etic să faci așa ceva. Da. Să discutăm despre etic. Există oportunități tehnice, există etc. etc. Și să trebuie mesajul potrivit. Oportunități există în toată lumea, da? Există oportunitatea de a face o campanie pentru jocuri de noroc. O fac sau nu o fac? Te întreb pe tine. Este etică legea Google?
este o lege. Dacă nu se pare că legea nu este etică, nu este conform sistemului tău de valori, alegi să te promovezi pe o altă rețea de advertising. Când ar putea să meditei, când costul per click al cuvintelor de performance e mult mai mare decât costul per click al chiar atunci când gândești pe trendul concurenților, gen cum s-a face niște bani, și poate de 20 de lei, nu știu, corect. Atunci merită să faci o campanie. Partea bună a eticii, să zicem, este că nu există neapărat un răspuns greșit. Sunt pur și simplu păreri diferite și fiecare alege să facă într-un anumit fel. Eu cum aleg să fac? În primul rând, nu aleg să fac o campanie pe concurență, pentru că există un cost pe click ridicat, un quality score foarte mic, rezultate calitative slabe, calitative mă refer la timp pe site, bounce rate, strict tip calitativ, da? Nu vorbim de conversie finală, nici măcar nu vorbesc de conversie finală, ci probabil că am un bounce rate foarte, foarte mare, că respinge sub de mare și, bineînțeles, rată de conversie mică. Therefore, este o campanie non-performantă din punctul meu de vedere și prefer să nu fac o astfel de campanie. Pur și simplu prefer să nu fac o astfel de campanie. Bun. Din nou, este părere total subiectivă. 2. Produse la limită. Există anumite produse care sunt oarecum la limita legii, inclusiv în ceea ce privește legislația, să zicem, Google, Facebook, dar există câteva portițe prin care poți să te promovezi. Am luat ca studiu de caz, alcoolul. Evident. Trama Atelier, da? Chiar cum vă spuneam, îmi place vinul. Există doi advertiser care licitează, băutureonline.ro, vinmag.ro, da? Ambii cu anunțuri legate de Crama Atelier. Este permis ce spune legea. Legea spune că este permis doar pentru bere și vin, cu acces limitat, da? Este exclus afișarea pentru cei care nu sunt logați în browser în momentul în care faci căutarea respectivă. Aici eram incognito. Ok. Nu este permis ca pe landing page sau chiar pe site să ai băuturi spiritoase, da? Pentru că băuturile spiritoase sunt în afara legii. Cu Tuma, există anumite conturi legacy care promovează inclusiv băuturi spiritoase. Am lucrat pe câteva conturi de vin, da? Care, magazinul online care vindeau vinul și problema lor era că alții fac campanii pe băuturi spiritoase, de ce nu fac campanii pe băuturi spiritoase? Pentru că ți-a făcut un cont în 2014, nu în 2011, să zicem. Și au rămas oarecum cu acest legacy. Întrebarea este, e etic să faci o campanie pe alcool? Să promovezi alcoolul? Da? Nu? Păi atât de cât SEO există, nu știu de răspuns. Ok, atât de cât SEO există, da? Există și legal, vin și bere, de ce nu? Dar eu am avut o situație cu bere. Am avut două amintiri în același alcool, unul cu bere și unul cu berărie. Și bere nu a livrat și mi-a și dat atenționare, că o să iei să livrez foarte puțin, dar cu berărie n-a avut nicio problemă. Da. Este un orletă rusească. Eu și Alexandra, colega mea de la Cubis, noi aveam multe conturi de bere în portofoliul agenției și propunem în strategia de performance media pentru brandurile pe care le avem, propunem cu jumătate de gură Google Ads, pentru că odată ne aprobă benele, odată nu ne aprobă benele. Depinde. Da. Bun. Bun. Haideți să vedem. Promovăm alcoolul? Da, berea nu este... Nu-l promovăm. Bun. Interesant că e interzis promovarea alcoolului în display pentru că spune că nu au cum să limiteze afișarea pentru cei care sunt sub 18 ani, deși am văzut benele cu alcool, dar nu și pe search. Which is ok, în principiu. Poți să fac o campanie pe search, există cerere, dacă cineva caută Crama Atelier, de ce nu? De ce să nu mă afișez pe acea căutare? Toate cotizatorii sunt controlați, ar trebui să se permită campanii de retargeting. În momentul în care intri pe site, pe mai multe site-uri de alcool, mai ales pe
pe băuturi spiritoase, dar și pe bere, există un age gate. Adică atunci când ajungi pe site, trebuie să îți validezi vârsta, trebuie să adaugi vârsta pe care tu o ai. Prin urmare, cei utilizatori care intră pe site sunt într-adevăr verificați că au peste 18 ani. Prin urmare, ar trebui să poți face campanii de retargeting. Eu nu mi-aș dori să poți face campanii de retargeting, campanii de display, campanii de search în Google AdWords pentru băutori cu un anumit grad de alcool, adică până la vin. După vin în sus, într-adevăr, e o altă discuție, dar ar trebui să se poată. Din păcate, se poate pe search, relativ pe display câteodată și retargeting niciodată. Pentru că îți dezaprobă listele de retargeting. Parcă o marcă, după aia. Relativ pe display, se poate să treacă bannerul cum ne-a observat? Câteodată să fie aprobat, câteodată să nu fie aprobat. Da. Avem cazuri reale de bannere aprobate. Bineînțeles că mai e o altă rețea. Aici vorbim de Google, mai e cealaltă rețea de advertising, Facebook, unde sunt mai deschiși la astfel de produse. Bun. Și la punctul 3. Anunțuri. Avem 3 tipuri de anunțuri. Așa. Am luat 3 anunțuri. Aici vorbim în principiu de cum sunt anunțurile realizate. Am făcut o căutare pe cărți. Am zis că este ceva neutru. Libris, Elefant și librărie.net. Basically sunt cele mai mari magazine online care vând cărți. Acum întrebarea este, avem anunțurile. Am avut o problemă în momentul în care am avut o prezentare în mediul academic și am vorbit despre cum facem anunțuri și am vorbit despre capitalizarea tuturor substantivelor, verbelor. Și mi-a spus cineva, ok, în germană este ok dacă faci lucrul acesta. Având în vedere că suntem în România, limba română nu este o limbă în care se capitalizează verbele și substantivele. O problemă de etică, în definitiv. Voi cum faceți? Așa, tu așa. Eram sigur că așa. Cum faceți? Dar e mult mai mare... Capitalizare. Dar nu e excesiv. Ok. Te rog. Dar e mult mai mare CTR-ul. Adică mult mai mare. Este simțitor mai mare. Uneori. Da. Corect. În momentul în care aproape toți fac lucrul respectiv, se uniformizează până într-un punct. Da, într-adevăr, capitalizarea excesivă este interzisă, poftim? Nu, din librărie, cum este folosit treci, nu are capitalizare. Cred că era, sincer, pe primul loc, pentru că am făcut screenshot-ul de poziția 1, 2, 3 și l-am pus pe 2, 1. Cred. Deci, na, că sunt propuși separat. De fapt, Corect. Legea ce spune, capitalizarea excesivă este interzisă. Deci o capitalizare de genul acesta, da, în care ai doar substantive verbe, este permisă conform legii. Nu ai voie folosirea simbolurilor excesiv. Perioada de glorie a începutului de pay-per-click marketing, în AdWords, puteai să faci inclusiv un anunț totul doar din simboluri, ASCII și așa mai departe. Creativitatea mergea destul de departe. Dar, bineînțeles că după aceea a apărut legea care a normat anumite lucruri. N-ai voie să folosești cuvântul click în anunțurile text, dar în anunțurile de display poți să folosești click aici. Da? Punctuația excesivă, nu ai voie cu punctuație excesivă. Și acum o altă discuție legată de punctuația excesivă. Comanda acum, livrare rapidă. E ok? Se răscramări peste tot? Nu mai voie. Poate că unul și stat. Da, ok. Să ducem discuția în etică, să zicem. Comandă acum, livrare rapidă. Legea e bună. Dacă îți permite doar unul, ok, conform legii este ok. Au folosit ok semnul de punctuație? Comandă acum. E ok, da. E ok, mare către acțiune. Livrare rapidă, punct. Da. Din nou, e o discuție și legată de etică. Repetiție, nu ai voie să folosești
foarte, de foarte multe ori acest cuvânt, ieftin, 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 da? Cuvinte vulgare, evident, și... Poftim? Dacă vreți să se boldurească de mai multe ori când o caută, nu știu, mașini, ieftin, ăștia aia, mașini ieftine... Iată, o discuție de etică, într-adevăr. Da. Dar ce pe ce eu, ce pe ce? Da, nu totul este ce pe ce, în definitiv. Da? Contează și alte, contează și alte lucruri. Bun, și n-aveți voie să folosiți cuvântul vară. Am descoperit cu un anunț care conținea teatru de vară. Cum? Am descoperit recent un anunț care conținea teatru de vară. Request an exception. Da, mi l-a aprobat, dar de ce? De ce l-am am întrebat și eu pe anvelope de vară o mare, mare problemă, nu am înțeles, îmi spune că este limbaj inapropiat, nu am înțeles de ce, am și întrebat la suport, au zis că vor verifica, nu am primit încă răspuns. Bun. Din punctul meu de vedere, pentru anunțurile de tip text, nu ar trebui să aplice reguli de clickbait. Și când vorbim de clickbait, vorbim de poate capitalizare excesivă, vorbim de click, buton de click, punctuație excesivă, repetiție și așa mai departe. Pe lângă chestia asta, lucrurile pe care sistemul le poate identifica și poate să dezaprobe anunțul, mai sunt lucruri de finețe, lucruri care țin de limbă, pe care na, Google nu are, nu este inteligența artificială, nu este dezvoltată și în limba română. Prin urmare, nu recunoaște acele titluri care sunt misleading și așa mai departe. Da? Vorbim de cele mai, trebuie să existe undeva cele mai, da. Cel mai bun preț la Libris. Cele mai mici prețuri la Elefant. Prețuri minime, ok. Cele mai sens cu. Cele mai bune, cel mai bun preț. Ce înseamnă bun? Cele mai mici prețuri la ce cărți? Depinde, da? Este periculos să folosiți, teoretic, legea spune că nu ai voie să folosești superlativul absolut dacă nu ai și o dovadă că se probează acel superlativ. Dacă îl puteți proba, ok. Bun. 4. 20% text. Este legea, cred că, cea mai grea care a venit peste noi. Da? Aici vorbim de Facebook. Am schimbat un pic zona. În care foarte mulți marketeri erau foarte supărați că de ce îmi interpretează logo ca fiind text. Asta era problema cea mai mare. Da? Și logo este tot text. Însă, a fost, din punctul meu de vedere, o lege foarte bună. Cutuma, au existat câțiva care au reușit să penteze această lege. Dacă puneai, de exemplu, copii pe un tricou, da? Aveai anumite tricouri sau anumite produse și puneai acolo copiul, îți aproba benul respectiv, considerând că produsul respectiv este doar un produs și că nu comunici ceva pe produsul respectiv. Deci întotdeauna a existat un workaround. Însă, când vine vorba de etică și de e ok, nu este ok să respectăm această regulă. Mai nou au și scos-o, adică este permis, însă te costă mai mult. Cu cât vrei să comunici mai mult text în imagine, cu atât te costă mai mult. Sau, să spunem altfel, reach-ul tău este mult mai scăzut, cu cât ai mai mult text pe imagine. Din punctul de vedere, când vine vorba de etică în această zonă, da, când vorbim de regula de 20% text, cred că, în primul rând, a fost o regulă foarte binevenită pentru normarea marketerilor și construirea unui obicei sănătos într-o rețea de socializare. Rețea de socializare, Facebook în cazul acesta, este o rețea de socializare cu focus poate mai mult pe imagine, nu pe text, wall of text, foarte, foarte mult text. Așadar, această regulă de 20% text nu a picat bine niciunui marketer care vrea să comunice cât mai mult. La fel ca în bannerele de AdWords, de ce unde ai 300 cu 250 spațiu destul de limitat și focusul este pe mesaj, nu pe vizual, Facebook este un alt mediu. Este un mediu diferit în care ar trebui să comunici diferit și ar trebui să te promovezi diferit. Diferit însemnând focus foarte mult pe imagine. Pe deosebire de AdWords, unde ai doar un banner și în banner respectiv ai și vizual și text,
în Facebook ai banner plus text. Ok. Și o să 20%. Iată, deci a fost o regulă bună care aparent a educat, a educat marketerii. Deci este, este ok. Gata. Perfect. Se aude foarte bine. Și Angela, punctul 5, aici unde probabil o să existe un pic mai multe discuții legate de cookie-uri. În AdWords ai posibilitatea de a marca un utilizator timp de 540 de zile și pe Facebook 180 de zile. Aceasta este legea, atât de permisivă este. Cu tumă, liste cât mai lungi, să reținem pe toți cât mai mult timp să fie, să fie acolo. Voi cum faceți? Și și, ok. Depinde de domeniu. Depinde de? De domeniu, site. În ce sens? Păi, s-ar putea ca, nu știu, să fie site-ul care vând materiale de construcție unde n-ai nevoie de 540 de zile, sau să fie un business to business unde probabil chiar ai nevoie de cele 540 de zile. Bun, ok. Cum faci? Tot așa, depinde de durata... Și ce liste face pe 540 de zile? Nu prea fac pe 540 de zile, foarte rar. De obicei, bine, 360 destul de mult, dar le fac mai multe pe perioade, an, lună, și săptămână, dacă am nevoie. Ah, ok. Acum, să vă poftim, zi. Că la Google ai cookie tracking, la Facebook ai user ID tracking și la Facebook e mult mai... Dacă l-ai ținut cu unul acolo într-o listă, e fix ce trebuie. La Google ai miște și cookie-uri, că să nu... Corect. Da, tu te referi la cât de bine poți să-l ții. Da. Să nu scape. Da? Pe Facebook poți să-l ții mai bine. Și de mâini și de picioare. Da. Ok. Da. Gândesc că sunt domenii în care, să zici, nu știu, obiectele personalizate, care se vând, în general, la începutul anului. Și trebuie să-l ai până la cel puțin 360 de zile. Ca să... Ok. Bun. Să vă zic cum fac și eu. Liste cu opțiuni simple pe perioadă scurtă de timp, da? Adică utilizatori care au venit pe o anumită categorie de produse, care au intrat pe site într-o anumită sursă de trafic și așa mai departe, inclusiv pe o săptămână și atât, pentru că vorbim de retargeting, care este o strategie de remarketare a utilizatorilor care au ajuns pe site. Zilnic intrăm pe zeci de site-uri, săptămânal pe sute de site-uri probabil. O campanie de retargeting pentru un utilizator care are perioada de cookie de 60 de zile și care pur și simplu, nu spune și uitat, doar prima dată, odată a intrat pe site din nu știu ce sursă de trafic, a intrat pe categoria respectivă, a văzut 3 pagini și a plecat. Sigur, peste 23 de zile, poate nu să-și mai aduc aminte de site-ul tău. Adică strategia respectivă de retargeting nu mai are neapărat același efect scontat. Este practic un display un pic mai disipat, să zicem, din punctul meu de vedere. Iar listele pe perioadă îndelungată de timp sunt foarte ok pentru acțiuni cheie. De exemplu, cei care au cumpărat, poate fi o listă foarte utilă pe, inclusiv pe 540 de zile, toți buyeri de pe site-ul meu. E o listă care, din punct de vedere, spune o calitate foarte bună. Plus, poate o listă pe un anumit eveniment care s-a întâmplat acum un an, să zicem. De exemplu, toți utilizatorii care au intrat pe site pe 20 și 21 noiembrie 2015. Da. Și poate să-i refreshuiesc doar la cele două zile, atât și nimic mai mult, să-i refreshuiesc la un an după, la următorul Black Friday. Din nou, nu vorbim de best practice, vorbim de păreri, de lucruri diferite și de cum putem face lucruri diferite în respectând legea. Aproape. Și acum că vorbeam de user ID, să vorbim și despre, n-am știu exact cum să o denumesc, că e proprietate digitală.
când zic de, mă refer la proprietate digitală, mă refer la lucrurile pe care le facem noi în anumite, să zicem, rețele socializare, ca să nu zic Facebook. Și de asemenea, faptul că eu am ales să intru pe un site și pot să fiu retargetat de către un alt site. Adică, switch-ul de audiențe, care este permis prin acordul ambelor părți, în Google AdWords, da? Dacă eu, să zicem, am un magazin de construcții, că vorbim de magazin de construcții, și mai am un site al unui, să zicem, nu știu, site de mește, să zicem, aș putea să fac switch-ul între astea două audiențe, pentru că sunt două audiențe complementare, în principiu. Și s-ar pupa, adică ar merge, ar fi pe același teatru. La fel, cum poți targeta pe cei care au dat like unei anumite pagini. Ca advertiser, da, poți avea acces la mai multe pagini. La pagina... Să mergem să ieșim din tema, nu știu. La pagina Fashion Days și la pagina EMAG, să zici. Am luat și două exemple. Poți să faci switch între cele două audiențe, adică ai putea să targetezi fanii pentru EMAG, ai putea să targetezi fanii celor care au dat like la pagina Fashion Days. Deci targetezi femeile pentru o placă de păr Roveda, să zicem. Este permis și acest lucru, la fel cum este permis și switch-ul, bineînțeles cu acordul părților. Cutuma și care este preconcepția este că dacă sunt fani, dacă au dat like paginii respective, clar este un segment de audiență de o calitate foarte bună. Cam asta este. Este o audiență premium. Au dat like unei anumite pagini, e clar că este ce trebuie. Care nu este neapărat corectă, din punctul meu de vedere nu este corectă, pentru că sunt anumite pagini care și-au generat numărul de like-uri, poate nu foarte natural, ca să spunem așa, și nu toți cei care au dat like paginii respective sunt complet în publicul țintă, în targetul respectiv. De această cutumă nu se mai aplică. Dar acum întrebarea este, facem sau nu facem acest lucru? Facem switch de audiențe în AdWords, da? Audiența de pe site-ul A, eu dăm site-ului B și site-ul B dă audiența site-ului A, odată. Și doi, targetăm pagini conexe, adică targetăm fanii paginii Fashion Days pentru EMAG. Nu, vorbim de fan, nu de persoană interesată. Targetez strict people who liked the page X. Da? Da. Întrebarea este, facem sau nu facem? Voi ce ziceți? Facem dacă sunt site-urile noastre, da. Dacă este site-ul clientului și are acces în analytics, vede că ai legat. La editor oricum e cu acordul ambelor părți. Adică e un acord semnat. Business owner 1 cu business owner 2. La început se putea face, eu știu că... Am cu Analytics direct și ei... Da, okay. Eu, de exemplu, am la cazul politic, unde un client politic are, să spunem, 5 site-uri și atunci am nevoie de toate audiențele în contul de AdWords și le duc pe toate 5 acolo, n-am nicio problemă. Dar comercial, la clienți diferit, nu mi se pare etic și nici nu, sigur, clientul nu va fi de acord să-i folosești. Ok. Comercial, politic, da. Este... Politic este același client. Toate sunt, toate pe el, da. Ok. Da. Cum faci? Eu? Da. Nu fac chestia asta. Am înțeles. Ok. Poți să faci asta? Da. Sau dacă există o strategie de business la un nivel mai mare și să dorește chestia asta? Eu mă gândesc că s-au gândit așa la branduri care au, de fapt, mai multe branduri complementare sau care au, nu știu... La Facebook sau la ce moment? La AdWords, la Analytics. Da. Eu mă mir că au acceptat chestia asta. Cum vorbeam legat de cutumă și lege, se poate că acum cutuma să permită acest lucru, după care să vină din nou o lege care îți dezaprobă listele respective, că poate își dau și seama că nu ar fi neapărat ok. Da. E cât de greu de intrat. Vorbesc că trebuie cu când vorbim de anumite produse, mesaje și așa mai departe, dacă vorbim de audiență care toată aceasta este infrastructura Facebook, infrastructura Google, e... Da. Da, e când vorbeam să schimbă legea doar la noi, nu e ok, global. Dacă faci un cont, n-am putut audiențele acolo,
Cum anume? Targetez România, dintr-o altă țară, cu un cont înregistrat dintr-o altă țară. Un Facebook înregistrat, nu ne-a dus-o cam... Da, aici... Ai, dacă ai listele, poți să le folosești aici. Da, dar nu e nicio problemă, că doar datele de card din altă parte. Da, în principiu, da, poți să faci lucrul acesta, dar din nou este un lucru foarte, foarte la limită și foarte, foarte delicat. Dar într-adevăr, că nu e business să faci așa, adică nu funcționează neapărat cum ți-ai dorit. Dar ce poți să faci mai mult? Poți să faci un parteneriat asumat, poate, de ambele părți. Brandul X se asociază cu brandul Y. În vizual, să zicem, da? Există parteneriatul acesta pe față, să zicem, și în momentul respectiv mi se pare etic să poți să faci și switch de audiențe, să faci, să și targetezi paginile, paginile respective în, în intersecție. În afară de, de acest parteneriat, bineînțeles, fiecare cum, cum simte să facă acest, să facă acest lucru. Da, te rog. Sunt doi parteneri care sunt în același domeniu, dar sunt competitori foarte, foarte buni în același domeniu. Sunt în aceeași industrie? Da. Cum e OLX-ul și Anunțul.ro. Așa. Ei niciodată nu se facă switch-ul. Da, dar i-am targetat pe cei doi. Ca și Affinity, probabil? Nu, eu vorbesc de Facebook. Așa, ai targetat interes, adică toți cei interesați în OLX? Pe cei, și pe pagina. Păi aveai acces la pagina OLX? Da. Păi da, atunci adică interesul. Da, interesul. E diferit. Interesul că sunt cei care au dat mai. Și am acces la un moment dat la pagina de OLX, am targetat. Păi să-ți zici și de OLX. Dar nu, nu sunt foarte activ. Fanii de la anumorii sunt foarte activ. Depinde ce înseamnă fan. Și legat de ceea ce ai spus mai devreme, I have the right to remain silent, ca să zic așa. Da. A fost frumos, dar a fost o încercare. A fost să vezi ce poți să faci. Da, e o tactică, poate fi o tactică de gherilă, așa cum vorbeam și despre concurență. Da? Este o tactică de gherilă, care de regulă este la, la limită. Targetare individuală, adică targetăm un singur user. Se poate, nu se poate? Nu? Nu. Nu, da, aparent nu cred că este ultima prezentare. Ok, legea, legea spune așa. În Google AdWords ai voie, poți targetezi o listă care are în display minim 100 de cookie-uri, în search minim 1000, iar în Facebook minim 100. Corect? Da. Bun. Așa spune legea. Când vorbim de cutumă și de cum putem fenta, poate, legea, există opțiuni pe care putem targeta individual, chiar dacă avem această limită de 100. Adică, dacă nu adunăm minim 100 de cookie-uri, nu se afișează anunțul nostru. Putem, prin... ce s-a întâmplat? Putem să targetăm utilizatorii, putem să targetăm un singur utilizator adăugând alte 99 de cookie-uri virtuale, da? Pe care le generăm noi pe pagina respectivă și astfel putem să targetăm un singur utilizator. Când vorbim de Facebook și vorbim de minim 100, putem lua alte 100 de conturi diferite, da? ID-uri, adrese de mail din țări, poate un pic mai dinspre dinspre Est, partea respectivă, exact, și targetăm România, prin urmare pot să targetez doar acel singur utilizator. Ceilalți 99 sunt într-o altă țară. Sunt soluții pe care le poți face. Le faci sau nu le faci? Targetezi un singur individ? Vrei să încerc cu ceea că sunt fărinii? Poate pentru asta, da. Da. De 20 de oameni liste. Da. Pentru astfel de cazuri, să zicem, personale, culmițe și chestii de genul ăsta, ok, dar la nivel de business.
avem poate, nu știu, un site pe B2B, avem un volum foarte mare de trafic și știm că a intrat un pește mare, să spunem, da? Pe o anumită pagină. Îl targetăm individual sau nu? E vorba de etică. Da, dacă nu personalizezi, da, nu văd nicio problemă. Dacă nu personalizezi, dragă, dacă îi spui Dragoș, și uite, da? Ok, așa, nu, invers. Da, până la urmă e doar o chestie de tehnică. El nu știe că e targetat individual, cum are acceptat cookie-ul respectiv. Da, ok, bun, deci dacă nu personalizăm mesajul, da, poftim? Dacă e clientul, poate cum merită, dacă e chiar clientul, că-și văd tare. A, ok, da, da, dar nu în cazul acesta, ci poate un potențial client pe care să-l aduci tu să-ți fie client, să zice. Da, într-adevăr, este un pic la limită, poate este ok pe zona personală, glume și așa mai departe, și într-adevăr să personalizezi și din punctul de vedere, să personalizezi mesaje, spui, hei, Dragoș, este prea mult din punctul de vedere. Există soluția, ok, faptul că o aplici nu e neapărat... Nu e neapărat ok, pentru că, în definitiv, atunci când vorbim de performance media, și aici închei, pentru că am un pic o altă prezentare, nu știu, mi-am dat safe, nu știu care sunt de fapt. Da. Când vorbim de performance media, mi-aș dori să nu vorbim despre cât e costul pe conversie. Vreau neapărat o conversie cu orice preț, mi-interesează neapărat să aduc conversia respectivă pentru clientul respectiv. Nu e totul despre bani și despre conversie. Ține foarte mult și de decență din punctul meu de vedere. Și dacă vrei să câștigi pe termen mediu și nu, dacă nu vrei să crească rata de adopție a blockerelor, dacă vrei să creadă cât mai mulți în soluția de advertising și în anunțuri relevante care, într-adevăr, sunt eficiente pentru utilizatori și salvează de timp, de bani și așa mai departe, dacă vrei să prindă și mai mare încredere în performance media și în curs va da click pe anunțurile din motorul de căutare, din bannerele de pe Google Display Network, bannerele din Facebook și să nu le zică că e doar bannereală pe care o exclud din start, atunci poate ar trebui să respectăm poate mai mult, un pic mai mult legea. Că la fel cum este și cazul, să zicem, celor care lucrează în agenții de PR. În rândul agenției de PR îți dorești foarte mult să schimbi mentalități, să faci lucruri care contează cu adevărat. Nu vrei să spun despre tine că ești o agenție care ține relația cu bloggerii și atât. Da? Cum sunt. Umblă așa un gând. La fel și în zona de performance media. Da? Dacă îți dorești cu adevărat să crească această piață, nu doar pentru tine, nu doar pentru clientul tău și atât, atunci poate ar trebui să mergi mai mult on the light side, nu on the dark side. Cam despre asta o să fie prezentarea mea. O prezentare poate un pic mai diferită, o prezentare în care mai mult ați lucrat voi decât eu la discuție și pentru că la lumea SEO-PPC de regulă este lumea SEO-PPC este mai degrabă o comunitate decât doar un eveniment așa ca multe altele. Tocmai de ce mi-a dorit foarte mult să avem această dezbatere și aceste discuții legate de cum faci lucrurile, cum ar trebui să faci lucrurile și poate cum o să faci lucrurile de acum încolo. Da, e o chestie de alegere în continuare, fiecare alege să meargă pe drumul lui. Eu v-am zis 7 secrete legate de cum fac eu lucrurile pe aceste 7 paliere. Îmi doresc cât mai mult dintre voi, pentru că sunt foarte mulți în sală, mulți specialiști care lucrează, care fac campanii, să meargă on the light side, nu să se ducă on the dark side. Exact, exact. Bun. Chiar dacă acolo they have cookies. Yeah, okay. Bun. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați făcut timp să ajungeți la eveniment. O singură rugăminte mai am pentru Dragoș și pentru Ciprian. Avem 2 sticle de vin pe care trebuie să le dăm celor care au fost acolo din seara asta. Așa că... Și nu putem să le luăm noi. Nu putem să le luați voi, da. Am înțeles.
Ok. Unde sunt? Să aici, la Marcus, în dreapta. Ok. Eu o să mânesc premiul aici. Dacă ce mai să mi-i fie. Mulțumesc, mulțumesc pentru toate informațiile pe bun, mulțumim celor de la Ginescu pentru sticlele de vin, de asemenea mulțumim și celor de la parteneri, Targeting, Web Digital, Semro, Digital Workforce, Enready și Softly. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru participare, nu uitați să continuăm discuția și pe grupul nostru de Facebook. Ediția următoare va trata social media, sper să vă văd și acolo. Eu am fost Dan Pandrea, vă mulțumesc și o seară plăcută!